Bună seara tuturor! Sper că se aude bine. În seara aceasta vom vorbi despre acest aparat nou care a ajuns și la noi din partea companiei noastre Tiens. Este vorba de acest aspirator minune, Zenosis se numește, și nu degeaba, pentru că are o forță foarte puternică de absorpție a tuturor ingredientelor care sunt nocive în jurul nostru, în casa noastră. În primul rând, ce aș putea să vă spun, cred că toată lumea cunoaște un scenariu pe care îl tot repetăm în casa noastră. Abia ce am terminat de făcut curățenia, reapare praful. Cred că toată lumea și-a dat seama că parcă ar fi o muncă de Sisif. Tot o facem și tot n-o terminăm. De altă parte, dacă ne uităm doar pe suprafețele pe care le curățăm de obicei, ele se întinde foarte ușor sub un strat gri albăstrui pe care îl observăm foarte ușor. În primul rând, ar fi bine să știm cam ce conține acest praf din jurul nostru. E bine să ne gândim la niște particole foarte micuțe, se numesc microparticole, care conțin tot soiul de lucrușoare. În primul rând, de obicei, când pătrund razele solare în locuință, vedem chiar și cu ochiul liber destul de multe particole care se învârt în jurul nostru. Din ce sunt ele alcătuite? Sunt alcătuite din mici fragmente, de exemplu, din fibre de textile, din mici fragmente, de exemplu, de semințe de la plantele din casa noastră, din resturi descoamate de piele din partea noastră sau din animalele animalele din compania noastră. Sigur că de la resturi descompuse de insecte, mătreață, la fel de la oameni și animale, pot să fie inclusiv și de la păsări de companie, păr uman, fâși de pene sau mai știu eu ce alte minuni, particule de polen, diverse bacterii, spor de ciuperci, microfragmente din virus, excremente uscate aduse de vânt în locuință de la diverse insecte, resturi de vopseluri uscate, cum este varul, nisipul, care pătrunde foarte ușor. Praf de sol uscat e suficient, da, să bată un pic vântul și ne-l aduce înăuntru. Pe de altă parte, le aducem pe talpa încălțămintelor. Deci tot felul de resturi care le aducem cu noi în locuință. Pe lângă aceste resturi, mai avem în jurul nostru și animăluțe care se hrănesc din aceste resturi, niște animale microscopice, care aparțin de specie arachnoidelor, se mai numesc și căpușe de praf sau aparieni. Da? Și lângă toate acestea trăim zi de zi și, bineînțeles, și cu resturile acestora, deci cu fecalele emanate de aceștia. Aceștia carieni, aceste mici creaturi microscopice, care chiar sunt foarte, foarte mici, de obicei sunt situați cei mai mici între 2 și 3 microni. Deci închipuiți-vă cât de ușor îi ducem cu noi peste tot pe unde mergem. Aici aveți în imagine, dacă vă uitați, cât sunt de mici față de baza firului de păr, față de scalp. Ei trăiesc foarte ușor împreună cu noi pentru că au mediul propice pentru a trăi, adică o temperatură adecvată între 20, 25, chiar 30 de grade, cu umiditate între 60 și 80%. Hrana lor principală este ceea ce descoamăm noi zi de zi, este vorba de celule epiteliate ale pielii, este mătreața, adică sunt diferite particule de ulei care le eliminăm din corp, unele tipuri de ciuperci, constituie hrana al acestor microorganisme, fără de care nu pot supraviețui.
din păcate, sunt cei care pot provoca o droaie de boli comune, în primul rând la nivelul pielii, pe tot ce înseamnă zone pulmonare, la zone de intrare a corpului uman, cum este rinita, de exemplu, care o produce, rinita alergică, diferite tipuri de eczeme, dermatite de contact, alergii, mai ales tipurile de alergii idiopatice, adică cele neidentificate care sunt cauzate în mare parte datorită acestor căpușe de praf și sigur că da, se poate ajunge chiar și până la astăzi. Bineînțeles, dacă doriți să știți foarte, foarte multe despre acestea, există și un filmuleț, aici aveți chiar link-ul în care puteți să urmăriți pe YouTube cum se formează, cum este dezvoltarea lor și câte probleme pot să producă prin moartea lor, pur și simplu, în mediul nostru în care trăim. Deci, unul la mână, da, sunt foarte, foarte mici, deci greu de deosebit cu ochiul liber. V-am spus, au o mărime foarte, foarte mică, între 1 și 5 microni maxim. Sunt mai mult de 40 de specii de acarieni, dintre care 10 afectează destul de profund sănătatea umană. Cei mai des întâlniți să-i cunoaște și dumneavoastră sunt acești acarieni de praf, acești acarieni de scabie și, sigur că da, cei care îi transmit animăluțele din jurul nostru. Mediul propice, ce le place foarte, foarte mult, le place mediul umed, un mediu cu o temperatură mai ridicată. Le plac foarte mult țesăturile naturale din bumbac, in sau chiar cânepă. Mediul lor sunt zonele mai întunecate, da, colțurile camerei și respectiv cel mai mult saltelele de la pat sau pernele de la pat. Este un mediu în care ei trăiesc destul de bine, exact cum vedeți și în imaginea respectivă. Salteaua este, putem să-i spunem, ca și cum ar fi casa lor. Ca și parte de obiceiuri, acarienii sunt foarte activi, mai ales noaptea. Se hrănesc cu toate secrețiile noastre și se reproduc extrem de rapid. Trebuie să știți că fiecare femelă de acarian depune între 20 și 80 de ouă. Această populație de acarieni dintr-o saltea, de exemplu, de pat, poate ajunge de la o populație restrânsă până la chiar peste 1 milion în doar câteva săptămâni. De aceea, simptomele unei reacții alergice la praf, da? Le știm cam toți. În primul rând este strănutul, când este această supraîncărcare, secrețiile nazale mai profunde, congestia nazală, tusea, inclusiv tusea seacă, lăcrimarea ochilor și, sigur că da, acea senzație de mâncărime în gât. Cine este amenințat de acarieni? Eu mai pe scurt aș spune că toată lumea. Toată lumea este vizată de către ei. Și toți cei care trăiesc în același mediu, într-un mediu mai închis, într-o locuință. Deci toate persoanele de vârstă mijlocie, de vârstă mai înaintată, care în primul rând au o imunitate mai scăzută, sunt mai mult predispuse în a produce acești acarieni în organismul lor probleme. Pielea femeilor este cu mult mai sensibilă și mai delicată decât a bărbaților, de aceea și nivelul de descoamare este cu mult mai mare, deci au hrană din abundență. La fel se întâmplă și pentru copilașii mici, pentru sugari. Da? Din păcate s-au făcut multe studii, ce pot să spun, la capitolul copii mici, și s-au depistat o droaie de tipuri de alergii provocate doar de aceste căpușe de praf, de acești acarieni. Le găsiți toate pe internet, dacă doriți toate aceste studii. De aceea, în întâmpinarea acestor probleme, compania Tiens a venit cu acest aspirator pe bază de ultraviolete, acest aspirator Zenosis,
care, în primul rând, are un design modern, are o lampă ultraviolete foarte puternică, este capabilă să lucreze până la o adâncime, adică să pătrundă aceste unde până la 20-30 de centimetri, deci cât este grosimea unei saltele, are o rolă automată cu două rânduri de perii, are un sistem multiplu de filtrare de tip HEPA și are certificare internațională. Filtrele HEPA, trebuie să vă spun, sunt acele tipuri de filtre care au fost cele mai performante cândva, când a fost această mare invenție, aspiratorul. La început, în Statele Unite, în Canada și în Marea Britanie s-au dezvoltat cele mai performante tipuri de filtre de tip HEPA, iar mai târziu le-au dezvoltat italienii și nemții. Trebuie să vă spun, este un sistem de filtru care filtrează până la particule de 0,01 nanomicroni. Deci foarte, foarte mici. Deci nu lasă în aerul respirabil nimic. Primele aspiratoare din lume care foloseau asemenea sisteme erau aspiratoarele de tip Rainbow. Poate că știți, și astăzi le folosesc încă mulți, chiar după 20 de ani. La fel și aspiratoarele de tip Kirby, care erau chiar foarte folosite, dacă ați văzut și în filme, sunt prezentate acelea cu saci mai înalți, mai mari. Deci era un sistem de filtrare foarte bine gândit. Efectiv, această lampă ultravioletă, deci pur și simplu distruge, sterilizează toată zona unde este utilizat aparatul, de aceea, de exemplu, îndepărtează tot ceea ce înseamnă organisme dăunătoare corpului uman, precum virusii, bacteriile, anumite tipuri de ciuperci, diferite tipuri de alergeni care există în covoare, în saltele, în podea și așa mai departe. Acest sistem de filtrare în trei etape, deci are odată un filtru de aer, sistem ciclon, deci prin care pătrunde destul de rapid, are un filtru din spumă și are filtrul HEPA, care, v-am spus, adineaur, deci oprește destul de mult, nu lasă nimic în aer. Respectiv, treia rotativă, care este dublă, are 12.000 de rotații pe minut pentru a colecta destul de rapid, inclusiv praful fin. Iar pe rolă se găsește și al doilea tip de peri, care lucrează destul de eficient pentru a îndepărta tot ce înseamnă firicele de păr, particule de praf, alieni, da? Sau rămășițe de la anumite animale de companie care sunt în jurul nostru. Așa, aplicație îl putem aplica pe orice tip de suprafață unde putem să culegem și să îndepărtăm acest praf. Da? Cum sunt așternuturile, covoaiele, canapelele. Articole textile, deci perdele și jaluzele și așa mai departe, și inclusiv îmbrăcămintea. Deci toate acestea se pot curăța cu acest micuț aspirator, care este cu un design ergonomic și modern, după cum îl vedeți. În primul rând, ne ajută față de cel clasic, că este ușor de utilizat, se oprește automat după 30 de minute de inactivitate, dacă l-ați uitat așa. Are un întrerupător de pornire cu o singură apăsare. Eu vă și arăt. Deci se vede aici în imagine. Da? Deci foarte ușor de utilizat. Este conceput pentru a proteja ochii. Deci partea de ultraviolete este situată în două zone. Deci în zona inferioară, care se lucrează în jos, știm foarte bine că ultravioletele, dacă ne expunem cu vederea la ele, ne afectează. Sau bineînțeles, dacă la nivel de piele ne expunem mult timp, ne afectează. De aceea este exact situată în acea zonă în care nu are de a face cu noi. Are partea de colectare de praf, cu o capacitate destul de bună, se vede aici în spate. Da?
prin care colectează până la 600 de mililitri de praf sau de rămășițe din jurul nostru. Așadar, această lampă de ultraviolete care este super puternică ne ajută ca să distrugem odată aceste căpușe de praf, elimină virusii, bacteriile care cauzează tot felul de probleme de sănătate. Este concepută special pentru a nu irita, deci vedeți, este situată la bază. Iar pe de altă parte, această lampă de ultraviolete cu catod rece, care are o durată de viață de 3 ori mai mare decât lămpile folosite cu catod cald obișnuit, care sunt introduse în anumite încăperi pentru a steriliza. Cred că le-ați văzut în mai multe locații, cum sunt, de exemplu, clinicile, spitalele și așa mai departe, cabinetele medicale. Dar conectăm aspiratorul la curent, apăsăm butonul de pornire și automat deja LED-ul frontal clipește și ne arată că începe să funcționeze. Iar pe partea cealaltă deja putem să observăm nivelul de extragere al prafului. E bine, să știți cum se curăță acest aspirator, iar eu v-aș chiar arăta că este mai ușor acum să vedeți. Aici, pe partea inferioară, vedeți, are două clapete care se împing amândouă în sus, iar partea respectivă, da, se poate scoate, iar așa puteți să scoateți peria rotativă. Da? Iar peria rotativă, compania ne-a oferit pentru ea un dispozitiv cu care o putem curăța foarte ușor. Da? Ia uitați. Vreau să vă arăt că atunci e mai simplu și pentru dumneavoastră. Deci are un tip de piaptă, vedeți, cu care lucrează. Deci automat pătrunde, da? Și scoate foarte ușor toate rămășițele. Deci este foarte ușor de întrebuințat. Da, se introduce la loc. Din nou. Se pune campeta. Așa, se închide cele două clape. Deci asta este pentru a curăța partea de perie. Pentru partea unde colectează, se face o rotire spre stânga, da? Și pur și simplu se scoate afară. Da? După ce l-am scos afară, vreau să vi-l și arăt, deci ne și arată, da? Vedeți, ne indică. Deci se rotește și pur și simplu se scoate afară. Dar aici, după ce l-am scos, e foarte ușor de curățat primul filtru, după cum îl vedeți, da? Care e situat în această parte. Iar pe partea interioară, pur și simplu, se poate scoate afară, vedeți, toată partea ciclonică se spală și se pune înapoi la loc. Da? E foarte simplu de utilizat. Da? L-am montat din nou și îl putem pune la loc pentru a-l reutiliza. Nu se poate pune decât într-o singură direcție. Deci uitați-vă. Arată, aici are o parte care e mai lată, iar aici are o parte care e mai îngustă. Deci doar o singură poziție are. Atât. Și închis. Iar pentru partea de filtru HEPA, aici în lateral, după cum vedeți, da? Și aici la fel ne indică, se rotește, se scoate partea superioară, iar filtrul aici este situat în interior. Se vede. Și la fel, foarte ușor, vedeți, se pune înapoi, se așează la locul lui, iar partea rotativă la fel. Se așează la loc, este pus la loc, deci foarte ușor. Deci asta e bine ca să știți, sau dacă doriți, puteți să citiți manualul de utilizare, este foarte, foarte practic. Vreau să vă arăt, chiar vă arată și pașii, absolut totul, da? Deci pur și simplu vă arată fiecare părticică cum să o utilizați și cum să o întrețineți.
Ca și parte de culoare, ați văzut, este alb. Dimensiunea este de 470x270 mm și 260 este partea de lățime. Greutatea este 1,9. Da, deci e ușor, chiar e foarte ușor. Lampa UV 253,7 nanometri ca activitate. Lungimea cablului de alimentare este de 5 metri. Da? Partea de colector de praf are 600 de mililitri. Motorul are 6000 de rotații pe minut. Puterea lui este de 350 W. Iar partea de putere de aspirație, care e importantă, este aproximativ 10 kPa. Acest aspirator Zenosis are asigurarea calității și certificate internaționale, după cum le vedeți și în imagine. Da? Deci are absolut peste tot. Da? După cum vedeți, din China, în Statele Unite, în Uniunea Europeană, în Japonia, Coreea de Sud. Da? Are tot felul de certificate și inclusiv raportul materialului produsului. Da? Inclusiv despre cablu. Deci totul este la standardele cele mai înalte. Deci pentru o casă mai curată, și mai sănătoasă, e bine să știți că aveți un asemenea aparat și vreau să vă arăt, vă dă de rezervă încă un filtru HEPA la acest aparat. Și chiar vreau să vi-l arăt live cum funcționează acest aspirator. Am pus aici un mic cuptor, sper să se vadă. Dăm drumul. Tot e foarte, foarte ușor de utilizat. Iar acum chiar vreau să vă arăt. Nu știu cât de bine se vede. Cât a durat de pe un covoraj de 40 de centimetri. Da? Ca să aveți așa o idee cât de ușor lucrează. Foarte, foarte ușor de întrebuințat. Și rămâne curat, curat de tot. Da? Chiar foarte, foarte curat. Eu vă mulțumesc.